cred că traumatizant a fost că a fost despărțit de mamă și luat cu forța și făcut procedura medicală. Mă mir că încă astăzi o mare parte din personalul medical nu implică părintele în niște proceduri. Chiar dacă îl vezi pe părinte că e speriat, vă rog, acum trebuie să ne ajutați. Îți ții un pic emoția, dar contactul fizic cu copilul când are o procedură medicală este foarte important. Deci îl securizezi emoțional pe copil când este pus în fața durerii, a suferinței, pentru că nu este ușor să... Da? Și asta este destul de dificil, că încă personalul medical exclud părinții, iau copilul, îl forțează și îl pun acolo fără să țină cont de... Este un traumatism emoțional. Și corpul traumatizat emoțional, vă dați seama, sigur că faci procedura medicală care ajută corpul, dar corpul e ajutat și dacă emoțional și copilul e bine, să simte în siguranță, chiar dacă face proceduri dureroase. Da? Încât, probabil, părintele în situația asta trebuie să-și ia un pic așa frica în mână și să insiste. Vă rog, voi merge cu copilul meu și îl voi ține de mână și voi rezista la... Nu voi face o criză. Adică, probabil, trebuie să asiguri în avans, nu voi face o criză. Da, nu-mi pierd, nu mă pierd. Da? Încât, oricum, asistentele își citesc foarte bine non-verbalul. Trebuie să-ți ții fața bine, trebuie să te simți în control ca să nu-i inspiri. Și dacă tu soliciți lucrul ăsta și le arăți că ești în control, poți să mergi la procedura medicală alături de copilul tău. E bine să le spuneți, îl voi ține de mână și atât. Nu mă bag nimic în procedura asta. Nu comentez nimic, nu vă încurc, doar îl țin de mână. Și acolo stai și îl ții, chiar dacă ai să observi niște... Nu te bagi cu nimic, pentru că apar tensiuni, poate să apară cearta, dar era altceva de făcut. Probabil cu alte mame. Vă dați seama că sunt foarte mulți oameni, da, de multe tipuri. În loc să facă procedura, să certa cu mama. Da? Și de asta și el evită aceste complicații și se concentrează doar pe procedura medicală, deși este destul de dur, zici, tu stai aici și le iau. Dar dacă ești o mamă fermă și calmă și le asigur că tu doar atâta faci, îl ții de mână și respecti tot ce fac, și chiar așa, Da, trebuie să ne cerem dreptul. Da, trebuie să ne cerem mai drepturile. Ferm, într-adevăr.